Românii iubesc produsele pe bază de pește. Bibanul, somonul sălbatic, hamsile și calcanul sunt peștii preferați ai bucureștenilor, în timp ce la capitolul fructe de mare, stridiile, creveții, midiile și caracatița se numără printre cele mai populare produse. Iar cei de la pescaderia Baia Liolii au făcut un adevărat business din vânzarea de preparate proaspete aduse direct din porturile din Spania, Croația, Franța și Maroc. Motiv pentru care și-au deschis un serviciu de curierat denumit Pescaderia 90 de minute pentru a satisface cererea clienților fideli. Cu mai multe detalii vin colegii mei de la Business Channel. Bibanul, barbunul, somonul sălbatic, hamsile și calcanul sunt peștii preferați ai bucureștenilor, în timp ce la capitolul fructe de mare, stridiile, creveții, midiile și caracatița se numără printre cele mai populare produse. La pescaderia Baia Liolii, locul unde găsești pește, fructe de mare și produse gourmet aduse direct din porturile din Spania, Croația, Franța și Maroc, îți livrează produsele acasă. Prin serviciul Pescaderia 90 de minute, produsele ajung la tine în maximum 90 de minute de la momentul confirmării comenzii. Erau foarte multe solicitări de pește crud și mai ales cum îl servim noi, la fel cum am învățat în Spania, vidat, bineînțeles curățat, vidat, împachetat în cutii izotermice speciale, transportat în pungi izotermice speciale făcute în Spania sau în tăvițe de aluminiu, ready to cook. Valoarea medie a unei comenzi este de 150 de lei, dar în rândul clienților la pescaderia Baia Liolii există și preferințe mai extravagante, astfel că valoarea cea mai mare a unei comenzi a fost de peste 700 de euro. În cursul săptămânii sunt undeva între 10 și 15 comenzi, iar în vineri, sâmbătă și duminică se dublează. Clienții care doresc să servească pește gătit după rețetele deosebite marca Pescaderia Baia Liolii au posibilitatea de a-l ridica în regim take-away sau de a-l consuma pe terasa din locația situată în nordul capitalei, alături de un vin potrivit, bineînțeles. Bineînțeles, un vin din Galicia. Galicia este în nordul Spaniei, nord-vestul Spaniei, aproape de Portugalia, se numește Albarillo. E un strugure extraordinar de bun și se potrivește perfect cu fructele de mare. Clienții care deja se bucură de pește și fructe de mare proaspete și de calitate vor putea servi în curând și o nouă specialitate. Aici, în Pipera Plața, mai dezvoltăm un alt business, un business de ca și o Casa Spania mai micuță, unde pot găsi cei care iubesc Spania produsele autentice, de exemplu hamon. Noi la restaurante, la Finca Liolii vinde multe hamoane, dar nu există un loc în care se poate tăia hamon și servi pe 100 de grame. Bineînțeles, se poate găsi hamon, vin, măsline și alte câteva produse cu specific spaniol.